Bună ziua, dragi săgetători, vă spun și vouă și bun găsit pe canalul meu de YouTube Oracolsco by Mary. Vă mulțumesc tuturor pentru vizionare și doresc să urez bun venit noilor abonați. Săgetători, continuăm Love Scopul lunii decembrie 2020 cu zodia voastră. Voi v-ați clasat în luna noiembrie pe locul 8 din punct de vedere al vizualizărilor la momentul înregistrării. Folosim și pentru voi setul ceștii de ceai, din care vom extrage 3 cărți. Veți vedea cum rezonați cu aceste mesaje și cum vă veți putea ajuta de mesajele primite în funcție de situația prin care treceți. Iar dacă simțiți că nu rezonați cu niciunul din aceste mesaje, această citire nu este pentru voi. Lăsați deoparte ceea ce nu se aplică vouă și extrageți doar ceea ce este bun pentru situația voastră și vă ajută. Simțiți că vă ajută. De asemenea, citirea este valabilă și pentru cei care au ascendentul Luna sau Venus în Săgetător. Și haideți să vedem și cărțile. Deci, prima carte și trecutul, obstacole și întârzieri. Deci veți avea anumite întârzieri pe parcursul lunii decembrie. Poate că voi știți deja despre ce este vorba. V-ați făcut anumite planuri sau doriți să vă faceți și încă vedeți că nu este realizabil. Prezentul vine cu o doamnă sofisticată, elegantă, care își dorește tot ceea ce este mai bun. Și viitorul ne aduce un vizitator surpriză. Interesant. Acest vizitator surpriză, se pare că pe acest vizitator surpriză se pare că îl cunoașteți și s-ar putea să vină din trecutul vostru. Dar haideți să le luăm pe rând și să vedem mesajele fiecarei cărți în parte și apoi mesajul întregii etalări. Deci aceste obstacole și întârzieri vin cu indiciile timp în care progresul stagnează. Trebuie să aștepți, să ai răbdare, întârzieri, obstacole, bariere, exact cum spune și numele cărții. Dar cartea spune mai departe, lucrurile vor începe să pornească din nou. Între timp, rămâi neutru, așteaptă calm și răbdător. Întârzierile sunt parte sau fac parte din planul divin pentru a încetini lucrurile, pentru ca să prepare toate detaliile să intre la locul lor. Da? Este ca într-un joc de puzzle. Aceste obstacole sunt temporare. Îmbrățișați această pauză de activitate, folosește-o pentru a te odihni, pentru a te relaxa, fă ceea ce îți face plăcere, citește o carte bună, plimbă-te în natură, ascultă muzica care te relaxează, petrece clipe liniștite de odihnă, după cum spuneam mai devreme. În această carte, vedeți, cuplul ne este prezentat în imaginea noastră ca ținându-se de mână, dar de-abia mâinile lor se ating. Voi apropia să vedeți mai bine. Aproape, aproape, mâinile lor alunecă, da? Vedeți, de-abia, de-abia, dacă se ating cu degetele, nu sunt foarte lipicioși, în ghilimele. Aceasta ne prezintă un fel de situație ezitantă, cel puțin din partea unuia dintre voi, iar fata îl privește cu colțul ochiului. De asemenea, acest lucru ne indică ai grijă. Ai grijă la cum te exprimi, să nu rănești, să ai grijă de asemenea la acțiunile partenerului sau a partenerei.
fii tot timpul cu băgare de seamă la ce se întâmplă și la discuțiile dintre voi. Deci, pentru că din cauza acestor întârzieri s-ar putea să apară anumite discuții între voi, să nu faceți să dați vina unul pe celălalt sau unul să dea vina pe voi, pentru că nu este vina voastră, dar nici a partenerului. Și de aceea am spus să aveți grijă cum vă exprimați și cum vorbiți, cum aveți conversație unul cu celălalt, pentru ca să nu izbucnească o ceartă. Pentru că aceste obstacole, aceste întârzieri sunt, după cum spune cartea, intenționat stabilite în felul acesta, toate să se întâmple la timpul lor și în ordinea care trebuie. Dar totuși, ezitarea aceasta din imagine ne spune faptul că unul dintre voi nu sunteți confortabil în această relație într-un anume fel. Voi știți care este problema sau din ce cauză, și din această cauză aceste întârzieri s-ar putea să apară. Florile din colțul cărții reprezintă sau ne sugerează mesaje pozitive și schimbări pozitive care vor urma. Deci trebuie să aveți răbdare, cum spunea cartea mai devreme, să așteptați răbdători și să fiți cu respect față de cel de lângă voi în orice discuție ați avea. Apoi o doamnă sofisticată, elegantă, vedeți cât este de rafinată, vine cu indiciile standarde ridicate, doar ceea ce este mai bun, de calitate și cu de valori ridicate. Această prezență din imaginea noastră își cunoaște valoarea de sine, este foarte confidentă, foarte încrezătoare în persoana ei. Și cartea spune că fiind conștientă de valoarea de sine, crezând și știindu-ți valoarea, îți va ridica energia și vei atrage acel tip de bărbat care știe să te prețuiască și să-ți ofere tot ceea ce este mai bun, precum această prezență din imaginea noastră care își dorește tot ceea ce este mai bun și mai frumos. Vedeți, lângă ea este o ceașcă de porțelan. Ea nu va accepta niciodată să bea, de exemplu, cafeaua ei sau ceaiul ei dintr-o cană oarecare. Își dorește tot ceea ce este de calitate și cel mai de calitate, la fel ca și persoanele care sunt în viața ei, să o respecte și să o iubească ca pe o prințesă, dar și ea trebuie la rândul ei să ofere același respect și ceea ce așteaptă de la oameni să ofere și ea, bunătate și respect și iubire. Ce-ți mai recomandă cartea? O femeie cu valori ridicate își știe valoarea și nu va permite niciodată să fie pe locul 2 sau să primească orice altceva de pe locul 2. Țineți capul ridicat și fii confidentă, cu stil și cu prestanță și vei atrage sau vei deschide ușa bucuriei și a fericirii în viața ta. Vei atrage tot ceea ce este mai bun și iubirea pe care și tu la rândul tău o dăruiești va veni la tine foarte curând. Bărbatul care te tratează așa cum tratezi și tu pe cei din jurul tău și îi respecti va apărea. Deci această prezență, această fată, această femeie își dorește tot ce este mai bun și este foarte încrezătoare că ea va primi acest dar foarte curând. Și ultima carte pentru această etalare este Un vizitator surpriză, carte care vine cu indiciile schimbări
și o persoană te vizitează pe neașteptate. În această carte, un bărbat, vedeți, stă cumva îndreptat spre fată. Fata, de asemenea, este ezitantă. Ea nu știe dacă să aibă încredere în el sau să nu aibă, sau este prea surprinsă de prezența lui. Ea ascultă ce are el de oferit sau de spus, dar nu își arată nicio. Deocamdată nu își arată nicio curiozitate, nu o interesează, doar ascultă. Acest lucru ne poate spune că, sau ne spune că este vorba despre o relație în schimbare pentru unii dintre voi. Pentru alții este într-adevăr o persoană vine în viața voastră pe neașteptate și vă face o surpriză. Nu știu eu dacă plăcută sau neplăcută, asta voi știți. Și de asemenea, pentru unii dintre voi sunt schimbări neașteptate a sentimentelor. De asemenea, voi trebuie să știți dacă sunt spre bine sau nu prea spre bine. Desigur, în legătură cu relația voastră. Și tot cartea ne spune că s-ar putea ca unul dintre voi să nu mai își dorească și să nu mai fie dispus să asculte, cum ascultă această tânără pe tânăr. Aceste schimbări pot fi pentru unii dintre voi foarte bune și de asemenea le primiți cu foarte mare plăcere și bucurie, dar pentru unii dintre voi aceste schimbări nu sunt chiar plăcute. Acest mesaj a venit, deci această carte a venit cu mesajul de a-ți spune să faci pași micuți, să nu te grăbești, mai ales dacă vezi sau simți că nu sunt senzații sau sentimente prea bune sau prea frumoase. Poate că ți este frică de acest tânăr sau poate că te-a rănit cândva și ți este teamă să nu fii rănită din nou. De aceea, cartea îți recomandă să nu te grăbești, să faci pași micuți și să vezi în continuare ce simți, ceea ce simți și să-i vezi intențiile acestui tânăr pe mai departe. Așteaptă pentru claritate. Poate ți se vor limpezi lucrurile, ți se va limpezi mintea și vei vedea lucrurile din altă perspectivă. Și oricum această situație pare să fie temporară, exact ca și prima carte care spunea că aceste obstacole sunt temporare, această problemă este temporară, va trece. Dar trebuie să ai răbdare și să stai neutră, da? Să vezi ce se întâmplă în jurul tău, să fii ochi și urechi, să fii atentă la semne. Exact același lucru îți spune și prima carte și cea de-a treia. Și fata din mijloc, nu știu dacă nu este o a treia persoană. Pentru unii dintre voi s-ar putea să fie o a treia persoană care așteaptă să vadă ce se întâmplă în această relație și ce se întâmplă în această relație și atunci va intra și ea în joc unde îi va fi mai bine, dar ea nu va accepta să fie pe locul 2. Niciodată. Deci ea va trebui să fie prima și să fie. De exemplu, nu va accepta să fie amantă, ea va dori să fie soție. Da, așa stau treburile pentru voi, săgetători, pentru luna decembrie. Deci, ea stă și reflectează la ceea ce se întâmplă aici sau la ceea ce se întâmplă aici. Sau poate că voi sunteți fata aceasta și vă doriți ca bărbatul de lângă voi să vă respecte și să vă ofere tot ceea ce este mai bun, la fel ca și în cea de-a treia carte. Voi sunteți această doamnă sofisticată și doriți să-i vedeți acțiunile și
intențiile cu privire la persoana voastră și când este pregătit să vă ofere ceea ce voi vă doriți, veți accepta propunerile lui. Deci acestea au fost recomandările lunii decembrie în zona dragostei și a relației de cuplu, dragi săgetători pentru voi. Eu vă mulțumesc pentru vizionare, pentru interes, pentru comentarii. Nu uitați că sunteți minunați, sunteți puternici. Aveți grijă de voi și de sănătatea voastră. Fiți mai blânzi unii cu ceilalți, iubiți-vă mai mult și până data viitoare, dragii mei, numai bine!